Salut tuturor, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod din Tiff Simulator, iar era să zic Internet Cafe Simulator. Bun, deci data trecută am rămas noi la partea în care trebuia să cumpărăm uneltele alea pentru a debloca partea aia a jocului cu, nu știu, să hecuim dispozitive. Vedeți acolo sus în dreapta, trebuie să dăm hack la tableta de acasă. Bun, deci prima dată, data, data trecută, am farmat noi banii aia 5739, vedeți jos în colț în dreapta, ca să avem bani pentru uneltele de hack care urmează. Uite, Hacking Tools care urmează să le cumpărăm acum cu 5500 și ăsta pare a fi un hard. Bun, hai să cumpărăm hard 5500, ne mai rămân 239 și acum avem noi ăsta aici, da. De fapt, uite, stai că am dat tutorial aici pentru Hacking Tools, ia. Yeah. Aici că cu astea doar scoatem securitatea de pe, de pe dispozitive, gen parola și astea. Bun, deci mamă am ce tutorial. Deci hai să luăm noi tableta asta la noi. Ia, asta cred că e tableta, așa. Și adică să mergem sus la laptop. Și acum ar trebui să îi putem da hack. A, atât de simplu e? Pur și simplu îi dăm select? A, ce e asta? Uh. A, deci fii atent, pe aici intrăm, pe aici ieșim, da? am înțeles, într-un final am înțeles. Bun, deci aici facem în felul următor. A, simplu. Bun, e mișto, e mișto. Și acum mă sună domnul Vini, ia. Ce vrea domnul Vini de la mine? Good work. At this Bun, deci am făcut treaba bună și acum ăsta vrea să-i trimitem tableta prin, uh, prin, Black Bay. și un fel de market pentru, pentru oameni mai răi. Uh, cum? Electronics, probabil. Și unde avem? Și noi, uite aici. Tableta. Sell 600. Cred că atât au să facem, dar... Ia, mă sună din nou, vini Ce vrei, omule? You know they buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. Uuuu, uh, mă întreabă dacă... Am idee că se vând părți pentru mașină pe Black Bay și ar trebui să... Să învățăm... Uite, mi-a apărut misiune nouă acolo sus în colț în dreapta. Trebuie să învățăm uh, skill-ul ăla pentru car theft. Pentru host de mașini, să furăm mașini. Bă, de când aștept partea asta, sai. Am suficiente skill points pentru... Pentru... Skill-ul ăla, sai. Ăsta nu-i, ăsta nu-i, ăsta nu-i, uite, carteft, level 1, și am, am 3 skill points, aparent, și mă costă 1, ia, al doilea pot să-l mai învăț, uh, nu, de ce? Am, trebuie level 20 și am level 16, am înțeles, bun, ia, mă sună din nou, vine. Da ci că e cel mai bine să înveți practicând și știi el o veche mașină pe care putem practica. A new tutorial. How to wire a car. -a, a, trebuie să, nu o să avem chei și trebuie să le pornim, am înțeles. Deci, ce ne spune aici? Deci, ci că mașinile mai vechi le poți porni cu firele, prima dată trebuie să verifici la electronice sub volan, după aia trebuie să conectezi două, cum se numesc, mă? right plugs cu un cablu. Bun. Hai să mergem și să vedem Vreau neapărat să fur o mașină, sunt ner nerăbdător. Uh, fură fură Bolthorn 86 Classic from uh, 104 104. Bolthorn 86 Classic de la casa 104. O, oh, prietenii mei de la casa 104, mă, credeți că v-am uitat? Uh, au impresia că am Bă, cât am avut eu de muncă și cât mi-am bătut capul cu casa 104. Nu să vă niciodată, acum, dacă vă iau și mașina. Vă iau și mașina dacă m-ați enervat. Dacă o să aibă și casa 105, o să fie perfect, pentru că odată femeia aia o țipat pe geam la mine. O, trebuie să intrăm înăuntru. Am înțeles. Bun, dai cu spatele, dai cu spatele până în parcare, lăsăm mașina aici. Uh, da? Să spunem, să spunem, lăsăm mașina aici. Ia ce am făcut. Hopa, o mică problemă aici la mașina noastră, numai bine că furăm o mașină nouă. Bine, probabil nu o să -mi rămână mie asta, asta o să mă pună să o vând pe piese pe internet, dar, na, deci casa 104, am venit echipați, sper că nu trebuia să aduc altceva la mine, dar de fapt cred că nu. Omul ăla pleacă de pe stradă, îl vede și pe hartă și acolo e mașina în garaj, da? Mă bag cu ei în casă, n-am verificat la ce oră ce programa au ăștia, dar mă bag cu ei în casă ce are. Mă, sper acum, dacă o dau în bară mă întorc și o să mă și la program, dar acum ne băgăm așa fără să știm de programul lor. Probabil oamenii sunt în casa amândoi, cine știe. Noi trebuie să ajungem Ia. O, oh, mamă, ce m-a speriat de dinozaurul ăla. Este un dinozaur acolo. Bun. Uh, sper că n să dau, n nas nasc cu oamenii. Aici e garajul. Aici e garajul. Cineva aici în baie? Bai. Ia, pot să închid ușa asta încet? Aș... Încet, să nu mă audă nimeni din casă. Că sigur trebuie să fie cineva în casă. Și acum o să mă duc pe partea șoferului. Ai bă, că vreau și o mașinuțe mai... Bine. Ia uite-l. Opa, ăla în casă, ăla în casă. Știu că doi oameni parcă în casa asta. A, de fapt... A, dar la unul nu știm programul și celălalt ce că nu în casă. Îl vedeți acolo să se îndreaptă, acum mi-a apărut. Bun. Interact? Carloc Piggan? Gun? Mă, nu! Păi de ce nu mi-au spus că îmi trebuie unealtă ca să deschid ușa? Asta nu mi-au mai spus în tutorial. Pe mine m-au trimis direct aici, eu nu m-am gândit. O, doamne, revenim! Doamnelor și domnilor, am o veste mai proastă, m-am ambalat degeaba, aparent nu putem să furăm nicio mașină. De ce? Pentru că am nevoie de Carlock Pick Gun ca să le deschid portierele. Și ghiciți ce? Mă costă 8.000! N-am avut niciodată 8.000 în jocul ăsta și acum mă costă 8.000 în alta asta ca să pot fura mașini. O, asta e o veste mai proastă. Bun, facem o felul următor. Aveam eu aici o chestie aici, Telefonul ăsta care trebuia hecuit Deci aparent în episodul ăsta farmăm bani Nu furăm mașini Bă și ce mă bucuram frate că am trecut și noi la furat de mașini Bun trebuie să scoatem parola de pe telefonul ăsta Ia trebuie să ajungem acolo Deci evident că o să facem așa Ia e bine? Nu, nu e mai bine așa Stai dacă mă duc drept până aici Uite aici facem așa A perfect gata Așa Bun, am hecuit asta și acum mă duc să-l vând la domnul Gigel și după aia în episodul ăsta trebuie să farmăm bani până în nebunesc ca să cumpărăm unii aia. Sper ca pe episodul viitor să avem suficient suficienți bani ca să cumpărăm un alta aia, să furăm și mașini. Uh, hai la pawn shop, credeam că nu mai era opțiune, mă sper pentru o secundă. Hai să-ți vindem noi asta cu 900. Bun, avem 1700, e bine de știut. Dar, uh, dacă tot nu putem fura mașini în episodul ăsta, am o altă idee pentru episodul ăsta. Bun, fiți atenți. Știu eu că data, de fapt nu mai știu, în episoadele trecute mi au deblocat strada asta, care strada asta ar trebui, gen pe strada asta ar trebui să lăcuiască oameni mai bogați. Se și numește Rici sau cum se numește strada, deci are un nume sugestiv. Ia, ja, am venit, niciodată n-am mai venit aici, dar aici ar trebui să fie oamenii cu bani. Mă, hai să ne plimbăm, să dăm motor pe aici, să vedem care e situația. Deci în orașul ăsta, în care Sau cel puțin în cartierul ăsta ar trebui să fie oameni cu bani Ce faci domnule, ai bani? Cred că avea bani omul ăla de acolo Bun, deci case, scase mai puține Dar uh, sunt mai mari, sunt proprietăți Mult, mult mai mari A, e clar, scase imense Dar și strada, bă, parcă că e mai bună strada aici La oamenii mai bogați, serios Și scase și mai frumoase Da, chiar pare a fi un cartier mai, uh, mai mișto, sincer să fiu Deci, aici avem o parcare În capăt Și pe ce casă să ne băgăm noi? Bă, noi încă n-am primit uh, misiuni să venim la casele astea scumpi, Știi, dar parcă m-aș băga la ăștia, că mă gândesc că ăștia poate au... Euliana. Ia uite Euliana acolo în față, păi. A, ah, deci voi chiar sunteți bugați de Bun, deci cum facem? La ce casă să mă bag? Uite, m-aș băga... Mă, un pic mă cam tem parcă acum de ăștia mai bogați, că mă gândesc că cine știe ce alarme și ce securitate au ăștia. Pe care, uite, euliană și în fața acolo. Oricum, cine știe ce securitate au ăștia? Și gen eu încă n-am deblocat nivelul ăla de, de nu știu, de performanță, n-am uneltele necesare, știi, dar hai să încercăm totuși, măcar o dată, dacă nu ne întoarcem la casele noastre mai așa și așa, așa. Deci avem casa asta. Avem și noi o modalitate să intrăm în curte, să luăm și noi niște obiecte, doamne ajută, mai valoroase. Poate 1000 pe obiect, dacă avem puțin noroc. Deci pe aici nici vorbă. Ce vorbești? Suntem în cartierul la bogați. Credeți că puteam intra așa, gen pe. prin spate? Poarta asta bănuiesc că nicio șansă să se trec de ea. Ce aia? A, nu știu. Cred că e ceva alarmă. Ia. Deci la poartă. U! Uh! ce faci, domnule? Mergi la plimbare? Păi eu acum vreau să intru la tine în casă. Ce părere ai despre asta? Ia uite, soția lui e acolo. Door locked. Nu-i problemă, o deschidem. Nu știu dacă o să poți și mai departe. Bă, sper să nu mă vadă soția pe geam. Mă, dar se uită pe geam cu geamuri închise sau ce se întâmplă mai exact acolo? Sau niste niște geamuri mai șmechere? Sau care e situația? Să da, se uită pe geam. Mă, nu știu, parcă tot m-aș băga. Parcă tot m-aș băga. Acum nu se mai uită pe geam, ia, open slowly. Mă, parcă mă așteptam la asta, parcă mă așteptam la asta. Ce vorbești, că am pus piciorul acolo în curte, să Direct poliția în spatele meu, ia uite-l pe ăsta, freeze, nu, nu, m-a prins, bă, mi-a deschis portiera și mi-a dat cu taser-ul. Mm. Low checkpoint, trebuie să mergem înapoi la casele noastre, la strada mai săracă puțin, pentru că ce vorbești? Am pus piciorul în curte direct, alarmele, poliția, toată lumea știa că am pus eu piciorul acolo în curte. Într-o secundă, frate. E clar că aici n-avem nicio șansă, da? Deci, na, măcar am văzut și noi că am deblocat uh, strada asta a bogaților, asta este. Deci, cu tot cu treaba asta, până acum, sunt două planuri ruinate într-un singur episod. Primul plan de a fura mașini ne-a fost ruinat că nu avem bani suficient și al doilea plan de a fura de la bugați ne-a fost ruinat că nu suntem noi la nivelul ăla. Cine știe ce punete și ce chestii ne trebuie ca să intrăm la ea. Uite câte chestii mai sunt. Asta costă 120.000, costă Hacking Laptop Pro, ia auzi. Bun. Ce facem acum? Ne uităm aici să vedem dacă mai putem cumpăra niște informații noi, ia de la casa 101. Casa 101, din ce mi-aduc eu aminte, era o casă destul de greu de intrat înăuntru. Deci hai să luăm astea, da? Că avem niște bani. Luăm ponturi despre securitatea casei, despre unde putem găsi lut și uh, house security tips. De două ori house security tips, adică de două ori ponturi despre securitate. Bă, nu mă plâng. Mă, nu. Sai cumva, asta e casa la care am fost în episodul trecut. S-ar putea. Oricum, dacă cumpărăm posibil loot location, este un save cu bijuterii. Mmm, sper să valoreze mult. Și au security tips. Unul dintre locuitori are o armă. Pregătiți-vă să fim un pușca din nou. Pregătiți-vă să fim un pușca zino ta vă zic și în episodul trecut. Bun, deci noi știm că este un switch acolo în spate care... Uh cu care pot opri camera gen de securitate. Asta am făcut și data trecută, dar bine, măcar fi atent, am cumpărat pontul ăla despre despre bijuteriile alea din Zeif, deci sper că o să valoreze mult bijuteriile alea. Sper, sper, sper. Deci ca să stăm, da, mă, aici am fost și data trecută. Bun. Da, Stai, nu cumva le-am învățat eu rutina la data trecută, că tot am stat aici pe la pe acasă și s-ar putea să le știu rutina. Stai să verificăm, numai că nu sunt stare să parchez mașina. Așa, lasă mașina și hai să verificăm dacă dacă am ponturi despre casa 101 despre rutina lor. Și da, uite că am. De la ora 9 cel puțin până la ora 11 în amândoi plecați. Mai departe nu mai știm, că doar atât am observat noi data trecută. Dar de la ora 9, bine, asta știam noi și data gen noi am învățat pe pielea noastră, n-am cumpărat pontul ăsta. Și este un save cu bijuterii. Ia, avem un job. A, am făcut deja jobul ăla, era cu tableta. Bun. De la ora 9 p.m. Îs amândoi plecați, da? Hai să dormim. Până la... Până la 8 p.m. Sau să fie până la 9, ca ajungem rapid. Hai până la 9, nou... nu, nu că după aia mă grăbesc, știi? Hai până la 8 PM Trebuie să le oprim uh, curentul Ca să nu mai aibă camera aia curent Și bine, știți că o să dure... Doresc... Ce vrei, mă? Ia uite, era cu galben pe hartă Mi se părea lui că este dubios Mă, prietene ce se trebuie așa? Bun Acum Trebuie să așteptăm, ia să vedem ce face domnișorul Ce faci, bă? A, stai iară în curte, ca și data trecută Ca și în episodul anterior Asta stai aici, se uită pe la... La cine știi la ce se uită el? Bun, ăsta e pe cale să plece și știm noi că din momentul în care o să opresc switch-ul ăsta, curentul își revine automat în 240 de secunde, dacă nu mă înșel. Deci nu avem foarte mult timp în casă, dar ne putem descurca. Faza e că acum în fața casei, după cum vedeți acolo pe minimap-ul ăla, sunt multe persoane și nu o să pot deschide ușa până nu... O să plece persoanele alea, dar oricum trebuie să o așteptăm până la 9 o să plece și ăștia de acasă. Deci până atunci, cu puțin noroc, o să se elibereze și strada sau cel puțin în fața casei să nu mă vadă nimeni. Că nu am timp de pierdut. Că știți că avem de la 9 până gen avem 3 ore asigurat liber în casă. Dar mai mult nu știm. Ia ce faci bă omule? Mă nu trebuia să pleci deja. Se duce cu mașina sau ce face? Data trecut o luat-o prin altă parte. Dar oricum acum pleacă de acasă. Hai să deschidem noi asta rapid. Deschide-l așa. Dă-i cu mini electric lockpick-ul. Mă așa de ușor e de folosit ăsta, chestia asta mini electric lockpick gen față de celelalte, față de simple lockpick, care ci că trebuia să fie simple, chiar din nume zice simplu, ăla nu-i simplu, bine, am învățat să-l folosesc și eu într-un final, dar la început chiar era greu. Uh, Sunt oameni, ia unde e omul ăsta? Îmi arată că este un om, a, ah, ăla de pe partea aia altă, ăia doi pleacă de acasă, mă, hai că se poate, hai că se poate, ia, deschide ăsta, Numai sper să nu... Îmi ia prea mult timp să-l fac mai din prima, așa, să e bun. Și asta e bun. Și ăsta e bun. Hai mai repede cu el, hai mai repede cu el, că n-am timp. Camera pornește în două... Nu! Am greșit. Așa, doamne, bine că nu mă Ce vrei, bă, femeie? Acum vii și tu? Hai, treci mai repede să nu mă vezi. Uh, hai mai repede, hai mai repede. Că după aia, dacă pornește camera, cine știe cât de repede vine poliția aici? Așa, deschide asta. Intră. Intrăm direct pe ușă, că nu e nimeni acasă, deci, na. Nu trebuie să mergem să spargem geamuri și așa mai departe. Îmi deschide ușa. A, uite se uite se ifu. Mă, dați trecută era aici se ul asta sau cum a s-o din cauza că am cumpărat pontul, nu știu sincer. Dar s-ar putea să se fi spaunat doar acum. Ușor, ușor că vine numărul. 29. 29. Mă apropii de număr, 29. Următorul este... Hai mai repede, care ești numărul E, încet Că dacă, gen, dacă treceam de 13 și nu mă opream fix Acolo se resita tot 29, 13 și acum pot să mă duc cu viteză Că la ultimul nu contează dacă mi se oprește automat Se deschide automat când îl găsesc, deci uh, Haide Și îi 4, 29, 13 și 4 Ia, ce bijuterii Stai cam la și tot uit S-ar putea să luăm banul S-ar putea să luăm banul frumos de aici Mă, Ma mai avem puțin timp, sper Mașina asta încă nu știu care e situația cu ea are stajante pe aici frumoase Frumos De aici bănuiesc că nu este mare lucru de furat Nu mă bag la mașină încă că Na, nu avem cu ce să o deschidem Mă, vazele astea știu că E o țeapă Pe aici eventual dacă De fapt îmi baie știu de data trecută că nu era mare lucru Mai avem 110 secunde până pornește camera Și noi trebuie să fim plecați 50, Deschide ușile 50 Acum sper să Ia uite banu Banu în spate la tablou Bă cum țin oamenii ăștia banii Aruncați așa prin casă Pe aici ceva? Ia Încălțăminte Haine nimic Mă stai de Eu tot uit că am lanterna asta Și stau și mă chinui pentru neric Deci tot uit de lanternă Doamne Așa Pe aici ceva? Mai valoros? Docum Ce sunt astea? O să le iau? Nu, nu pot să le iau Mm. Ia închidele și ai și mai jos, poate avem chestii. Ia uite, banul. Cum să te banu banul 50. Bă, orice ban ne ajută în momentul ăsta. Că ne trebuie 8.000, deci 8.000 nu-i joacă de copii. Ia, zici că era cineva în pat așa de umflat era... Mă, -l cred... Nu. Hai să luăm chitara asta, așa. Pentru că era electrică și o țineam eu minte de data trecută Dar am avut loc să o iau Nu știu cât o să valoreze Asta mai pot să o iau? Nu, e prea mare ca să iau două chitare Dou Sau două chitări, două chitări, doamne 150, perfect, perfect, 150 Bă, și mergem sau să ne mai riscăm? 47 de secunde mai căutăm pe aici dacă mai este ceva Nu mai e un ban Globul să l-am putut lua Aparent cu toate că mi se părea mie puțin camare Ia în camera asta am verificat deja Să ne băgăm la tablou Dar dacă îl cărăm până la mașină eu cred că ne vede Toată lumea Nu camera, camera din fața casei E pe cale să Să pornească ea De Poți să deschizi asta nu poți Lasă tablou jos ameni, cum care e o tablou ăsta până la mașină, nu știu, că sunt oamenii în fața casei, poți să-l arunci, nu-l poate arunca, ba da, Așa, ieși, ieși că pornești camera, ieși că pornești camera, e tablou. E oamenii în fața casei, că nu o să mă vadă ăștia cu tablou. Hai că și vezi ceva de tablou, sper să nu sune la poliție. Oare să sune dacă mă văd cu tablou în mână? Nu știu, n-am mai încercat niciodată. Da, da, ci, uh, o să la poliție. Spunem te rog că apuc să scap. Ba nu, o să-i detected. Mă duc înapoi după tablou. Ci că zicea acolo că fac ceva dubios, doing something shady, zicea. Unde mi tablou? Uh, s-a despaunat pentru că l-am aruncat. Mă, de stai, am venit pe aici cu el. Am venit pe aici cu el și aici cred că m-am panicat că m au detectat. Și, uh, dar apare nu sună la poliție. Doar mă văzuse și cred că dacă îl mai țineam în mână ar fi sunat. O, oh, frate, unde e tablou? Bă, nici nu mai știu că m-am panicat și nu mai știu ce am făcut cu el pe unde l-am aruncat, dar cred că s-a despaunat. Cred că dacă le arunci în afara casei, se despaunează, habar... Bă, ce rău îmi pare. Ce rău îmi pare. Oricum, camerele au pornit din nou. Deci fără tablou se pare Așa, hai să mergem la mașină și să Văd, de fapt trebuie prima oară să mă duc acasă direct Și să de Dezasamblez bijuteriile alea Să văd cât îmi dă pe ele, pentru că știți voi Dacă nu, dacă nu le dezasamblez Nu mi le primește ăsta la magazin Pentru că știți povestea, probabil dacă duci O bijuterie care, gen, fix Cum ai furat-o la magazin Poate clientul o să vadă vreodată acolo la magazin Și o să zică, o să raporteze că e furată Și bineînțeles că gigel de la Ponshop Nu vrea asta deci trebuie să le dezasamblăm înainte să le vindem, așa că haideți să facem asta, ia, cât îmi dai, cât îmi dai, dăm nota A, nota B, bă, nu-i chiar așa de rău nota B, nu e chiar așa de rău nota B, bun, haideți să dezasamblăm alea, ia uite, avem două, numai bine, sper să coste o grămadă, Doamne ajută să facem și noi banii ăia ușor ca să mergem la spart de mașini, hai pe următoarea piatră, trebuie scoase toate pietrele dacă nu știați asta, dar probabil dacă v-ați mai uitat la episoadele din Tiff Simulator, știți asta deja, bun, Hai merge de departe, așa. Și asta cred că e ultima. Scoate-o. Așa. Și acum următorul, că mai avem încă o bijuterie de asta. Ia, uite, asta, o brățară, cică. Bun, piatra numărul 1. Scoate-o. Așa, întoarce camera, te rog. Ai cu piatra aia, scoate-o și pe asta. Perfect. Câte avem aici? 4, anu 5. 5 pietre scoate-o și pe astea. Au zis muzicuța care, muzica aia dacă nu știți de pe fundal se aude dintr-o țeavă. Nu avem boxe, nu avem niciun difuzor acolo, pur și simplu se aude din țeavă muzica. Așa, scoate o și pe asta. Ia, de acolo de sus din țeavă se aude. Bun. a, uh, 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 uite, avem din la ceiling fan, ca și în internet, cafe simulator aparent. Acum, haide să vindem noi uh, bijuteriile astea și am mai furat și chitara electrică. Hai la pawn shop la domnul Gigel. Ia uite-l pe Gigel cum așteaptă. Ce zici, Not bă? Ia back. Welcome back, zice domnul Gigel. Deci, 200 pe chitara electrică, 3 pe globul ăsta, 1500 pe brățară și 800 pe cealaltă brățară. Uh, bă, e aproximativ ok, 4001, ne apropiem încet, încet. Hai să mergem acum acasă și mai băgăm, sau... Da, trebuie să mai băgăm un jaf, cu toate că o să fie un episod lung aparent, dar trebuie să mai băgăm un jaf. Bun, deci acasă și trebuie să cumpărăm Ponturi de la altă casă acum că la asta tot am fost Deci ne băgăm oare la casa 102 sau la casa 104 La casa 102 avem Două ponturi despre Lut posibil știi despre locația lotului. deci hai să ne băgăm la 102 Nu știu poate Poate face mai mulți bani Deci am cumpărat ăsta despre Ponturile despre gen Programul locuitorilor și zice că nu este nimeni Acasă între ora 9 p.m. și 5 a.m. Bă avem ce oi oh, Bine că avem destul de mult timp După aia hai să vedem Deci aici ne spune că este o vază destul de valoroasă Într-un seif în uh, dormitor Aici ne spune că Unul dintre locuitori are o armă Bă mai lăsați-mă cu armele voastre că m-a să fiu Împușcat și aici ne spune că Stai ne spune că cheia Pentru ușa din față este în garaj Păi și cum azi? Ci că trebuie să fie pont despre lut Nu păi ăsta nu-i lut și am rămas cu bani Uitați-vă câți bani mai avem 3-1-3-1 Mă o leacă, mi-am luat țeaca acolo din nou, mi au țiacă în jocuri, așa cum îmi place mie să-mi au țiacă în toate jocurile posibile, dar uh, hai să mergem la casa 102. Deci, hai pe stradă și, bă, eu cumpăram punctul ăla ca să-mi spună despre lut, unde găsesc lut și îmi spune că este cheia de la garaj, nu, este cheia de la ușa din față în garaj. Mă, cu ce mă ajută pe mine asta, nu știu, dar casa 102 e în capătul străzii acolo în față, eu uite-l pe Gigelo, și la plimbare pe timp de noapte, mașina... Trebuie să o lăsăm jos, pentru că aici sus nu este parcare și de acolo lasă așa pe stradă o să sune lumea la poliție că cică e mașina parcată într-un loc dubios și după aia vine poliția după mine și trebuie să dormim deja între ora 9 p.m. și 5 a.m. așa -i? deci hai dormim până la 8 stai 8 p.m. și după aia mergem să inspectăm zona până pleacă la, la 9 a.m. bun sleep face ora 8 p.m. și cum a zis până pleacă la de acasă trebuie să inspectăm zona să vedem pe unde intrăm și ce facem pentru că, bă, am mai interacționat. Da, am mai... A. Era casa unde m-am împușcat ăla cu taserul lui. Deci, am cumpărat și eu pontul ăla. De ce vii acasă? Mă, tu trebuia să pleci de acasă, nu să vii acasă. Deci eu practic am cumpărat pontul la despre securitate de care știam deja că unul dintre ei are o armă. Deci, acum le-am învățat și program. Ia uite, domnișoara, vezi că m-am întors. Crezi că mi au ajuns mie că am furat documentele alea în episodul trecut din SEIF? Vezi că m-am întors și mai are un SEIF în casă, mă. Stai. Uh, îmi arată că acolo e cheia pentru ușa din față. Mă, poate putem fugi mai ușor dacă ne dă cheia pentru ușa din față, știi? A, sau stai că de fapt cheia aia o să ne rămână mereu. Deci de acum o să putem intra mereu la ei în casă folosind cheia aia pe ușa din față, știi? Ia uite-l pe GG, ce faci, bă? Vezi că și tu o să urmezi. Ce crezi că scap? Ia uite ce Așa stai la geam. De ce ai sta la geam noaptea așa? Stai la geam și faci de-astea noaptea. Asta se așteaptă să vină cineva să fure, cred că. Bun. Tantii Lenuța ar trebui să plece o dată de acasă. ai de Lenuț, -o, mai ieși tu? Te duci tu la plimbare? Mă dau oare dacă, uite, mă gândeam că poate dacă stai la pe geam și eu mor pe aici pe gard o să mă vadă. Ia, o pleca de acasă. Bun. Deci acum până la ora 5 n-ar trebui să... Mă, stai că mi-am luat seacă, mă. Astea sunt închise și eu nu pot să le deschid, așa -i? Fii atent, dacă, dacă nu mi-a luat din nou. Eu cum trec de chestiile astea? Habar nu am. O să le deschid? Nu cred că poți. Gen, chestiile astea chiar nu pot fi deschise. Mereu seara când pleacă și de acasă, am uitat că lasă chestiile astea în jos și nu mai pot să trece de ele. Și îmi spune că este cheia acolo, de la ușa. Mă, păi eu cum. Ce țeacă mi-am luat, băi, frate. Gata, practic nu mai am ce să fac. Mi-am luat și gata, asta s-a întâmplat. Deci, să înțeleg că eu trebuie să intru în casă și să mă ascund până pleacă ea de acasă și îmi spune de cheia aia că e în garaj ca să o folosesc să ies din casă după ce m-am ascuns înainte să închidă ea chestiile astea la geamuri. Pentru că altcumva nu ai cum să faci la casa asta. Deci am mă duc eu pe aici? Nu, e absolut imposibil. Ușa din față nu poate fi deschisă cu loc picu. Stai că și încercăm dacă nu mă credeți, da? Am încercat eu dată. Acum câteva episoade, parcă tot la casa asta, și frate, nu ai cum. Dar stai, stai să mai vedem totuși, în caz de orice. Ia, deci, la ușa asta... Door locked. Nu, ne trebuie doar cu cheie poți să o deschizi. Și cheia e în garaj. Mă, și garajul nu poate fi deschis? Deci... Țeacă, ca de obicei, nu ne place să luăm țeacă. Ia uite, decorații de Halloween. Degeaba ai decorații de Halloween? Dacă eu iau țeacă. Trebuie să mă duc să dorm. Înainte să închidă, până înainte să închidă ei chestiile alea cu geamuri, să mă ascund în casă și după aia, după ce pleacă ea de casă și m o închis în casă, să mă pun la furat și calea mea de scăpare din casă, având în vedere că o să fiu închis, că nu o să mai pot ieși nici cum, o să fie cu cheia aia. Deci acum am înțeles de ce îmi dă pont despre cheie. Bun, deci facem un fel următor. M-am întors, geamurile încă nu sunt închise. Ne punem noi pe aici pe crouch și o să intrăm, o să intru în camera asta să mă ascund până pleacă ea sau în camera asta. Ce părere aveți? Care e camera mai bună să nu, aici că o să mă vadă? O să mă vadă de pe hol. În camera asta trebuie să sparg eu geamul. Și să mă bag în camera asta, pentru că dacă bine mi duc eu o minte data trecută, nu au venit în camera asta până o plecat de acasă, știi? Bun, deschide geamul. Intrăm în casă și noi acum o să stăm practic cu ea în casă. O să stau aici să mă ascund până pleacă ea de acasă. După, după aia, în momentul ăla, când pleacă ea de acasă, o să închidă sistemul ăla de securitate de la geamuri și nu o să mai poate și pe geamuri nici cum. Dar știm noi că este cheie acolo. Mă, până una alta, ia. Eventual deschidem astea încet să vedem dacă avem... De fapt asta e camera copiilor, mă, ce să fur eu de aici? Dar totuși îmi dă opțiunea să le deschid. Ia, pleacă de acasă! Păi ce ai făcut, prietena? Mă, tanti Lenuța, te-ai dus? S-au dus tanti Lenuța, bun. Unde îi seiful pentru care am cumpărat eu pont și spune că sunt... Stai! Mă, n-am cumpărat pont despre lut? Trebuie să punem pe pauză să ne uităm. Eu nu-mi zic că iau țeacă. Nu-mi zic că iau țeacă. Doamne, fiți atenți ce țeacă mi-a luat. Deci faza cu vaza care era în save de data trecută, noi am furat-o fără să luăm pontul înainte. De am luat noi 1500 pe vaza aia la noroc. Mă, dar eu mai pot să iau mai multă țeacă de atât? Practic am cumpărat atâtea ponturi degeaba Că nu scot niciun bani de aici. Eventual dacă mai găsiți ceva așa bărunțiși de furat pe aici. Ia. ia știu ăla care știu că nu valorează mare lucru 50. Hai să mai recuperez din pagubă. Dacă după ce vând chestiile cele le fur la Gigel, eu am sub 4001, mi-am luat cea mai mare țeacă de pe pământ. De deci, serios, dacă nu mi-am luat cea mai mare țeacă de pe pământ în episodul ăsta. Ia, măcar mai iau și eu niște 15 dolari băi, eu știam că mie. Uite, luăm asta care știu că valorează 900 după ce îl deblochez, după ce îi dau cu hacking tools. Măcar atâta știu. Ia, acolo mai era ceva, nu mai era nimic. Avem timp până la ora 5 am. Până atunci e casa goală. Ia și tu ăsta. Mai luăm și noi ce mai putem. Asta este mărunțișuri. Că dacă luăm ția asta așa de mare, asta este. Deci, practic, noi am furat vaza aia înainte să luăm pontul în episodul trecut. Ia uite, încă un telefon care zicea că e blocat. Som Sang se numea, Som Sang. Ia uite, bă. Stai, știi ce de nervi? Mai facem un pagubă la om acasă? Prietene, păi tu, tu ce faci? Îmi dai mie țeacă? Aici era deschis deja. Uuu, X-Cube console, inventar full. Neapărat mă duc la mașină, neapărat mă duc la mașină. A, am vrut să mă duc pe geam, geamul închis. Sunt oamenii în fața casei, neapărat trebuie să mă duc la mașină să... Uite, security windows. Dar trebuie chestii să le... Dai, hack, chestii, habar n-am, noi încă n-avem chestii de alea. Bun, trebuie să ieșim. Avem... Nu, nu sta pe crouch, că o să mă vadă ăștia. Și e numai, numai ora 10.49. Bă, avem timp să ne întoarcem până la 5 p.m. De fapt, a.m. sau nu mai știu până la cât. Nu, da, a.m. Avem timp să furăm o grămadă, deci ia, lasă astea ce le-am furat acum în mașină, în uh, storgii din mașină și mai mergem să mai furăm. Bun, deci am eliberat cât de cât din inventar și acum mergem rapid înapoi la furat cât mai avem timp, că neapărat trebuie să scoatem profit de aici. Cu toate că pe telefoanele alea două s-ar putea să luăm destui de mulți bani, dar uh, pot să intru și eu în casă fără să mă vadă oamenii, că am cheia la mine. Da, trebuie să mai pierd timpul ca să-i las pe oameni să treacă, că dacă nu, ce faci, bă? Uite, se uită cu galben pe hartă, se cu galben pe hartă, deci crede... Ce, mă, crezi că Da, dup... Dacă scoate ranga la tine, numai că dacă scot ranga, pierd instant. Deci, na, trebuie să-i lăsăm să treacă. După ce trece și asta, bag repede în casă și mai fur ce mai pot. Așa, plecați oameni. Nu, vine femeia aia. Mă, stai acolo, femeie. Stai, nu-mi zic că vii în partea asta. Haa. Mă, nebunesc cu tine, femeie. Înnebunesc cu femeia asta. Du-te repede, ca să pot intra la oameni în casă. Sper că nu mă mai vede din momentul în care o trecut. Așa, nu mă mai vede, bun. Pune și lanterna. Ia, fură consola, fură controlorul S-ar... Câta televizorul. Eu cred că valorează bani televizorul la sincer să fiu. Uite, 15 dolari. Mă, televizorul ăla l ajuce până la mașină, dar e cam riscant să ducem dita mai televizorul până la mașină. Eu nu știu dacă se poate. Sincer să fiu, nu știu dacă se poate să ducem de ta mai televizorul la mașină. Dar știi ce? S-ar putea să încercăm, dacă mă enervez eu puțin. Da. Inventarul full, păi am luat consolă și două controlere, dar totuși mai lasă-mă să mai iau furt ceva. Trebuie să mergem iar la mașină, da, nu mai am loc deloc, ăla nu poate fi deschis, dulapurile astea nu pot fi deschise. Inventarul full din nou. Asta e vestea proastă, deschid asta. Și s-ar putea să vin cu mașina aici, să băgăm televizorul direct. Ia, cât timp mai am? Stai, trebuie să mă asigur, cât timp avem? Că asta e un jaf mare. Dacă avem atât de mult timp, e perfect. deci, ia, Până la ora... Mă, la ora 4. La ora 4 AM se întorc ăștia acasă, de fapt, prima persoană. Deci până la ora 4 avem timp... Mai, mai, este, mai este ceva timp. Mă... E ok, e ok. Hai să lăsăm un inven... Gen, să ne golim inventarul din nou. În storage din mașină. Uite, ia consola... Nu mai este loc pentru... Mm, nu prea mai este loc. E full și inventarul din... Uh... Stai. Poți să mai las ceva? Ia, lasă loc picu, Lasă DI simple loc ul Lasă climbing gloves. Lasă și asta. A. Ah. Văd că am mai putut lăsa câteva chestii. De fapt, destul de multe. Mi-am lăsat și loc picurile și toate acolo, Când n-am nevoie de ele acum. Am nevoie doar de cheie și cheia... Mă, spunem că am păstrat cheia la mine. O să vedem acolo. O nebunez dacă am pus și cheia în mașină și pierd timpul aiurea. Bun, hai înapoi. Ia uite, femeia iară se duce încolo. Lasă-mă, femeie, în pace. Da, am lăsat cheia în mașină, doamne. Câtă iau? Să-mi spună cineva, vă rog, câtă că iau. Așa, mi-am luat cheia înapoi. Băi, eu din greșeală lăsasem și cheia acolo. Uh, mai mergem o dată, mai furăm, gen ce mai încap în inventar și după aia trage mașina, băgăm televizorul pentru asta că m-am enervat. Trebuie neapărat să luăm televizorul ăla. Să facem profitul la nașpa, adică profitul la mare. Că m-a de câtă țeacă am luat. Bun. Tasatura, ia tasatura. E banana, nu luăm. Nu ne trebuie banana. Mă, de aici noi data trecuta am mai furat. Să iei o să fie gol acum. Că am furat deja din el. Ia, asta ce că e de metal. Metallic vase. Deci, mă, poate valorează ceva mai mult. Aici cred că am furat tot mai de mult. Deci n-ar trebui să mai fie... Ia uite. Nu, mă, cum e inventarul full? Ia, lasă vaza aia jos. Stai, lasă vaza aia jos. Că mie mi trebuie tableta aia. Că și pe aia luăm bani. Items. A, eu am și consola la mine, de aia inventarul full, că valorează genigrea consola. Uh, asta are 3 LD. Ia, dacă îi dau drop... A, ah, scuze, dai drop, așa. Avem loc de tabletă, avem. Acum nu mai avem de vaza asta. Mă, tragem mașina și ne nervăm. Da, iar e full. Adu mașina. Adu mașina că m-am enervat. Tragem mașina în fața... Trespassing detected? Cine m-a detectat, mă, că nu m-a văzut nimeni? Și că trebuie să sing detected. Bine că nu sună la poliție, că dacă sună la poliție nu mai ajungeam la mașină și se la meciul. Bun. Mă, am loc, spunem te rog că am loc să las uh, tableta ca să iau vaza aia. N-am loc să las tableta. Vreau neapărat vaza, dar apare nu o să fie loc. Avem inventarul full și de la mașină. Și inventarul meu e full, gen al omului, pentru că sunt lucruri grele, gen inventarul se calculează pe greutate, nu pe numărul de obiecte. Tragem mașina, băgăm televizorul la mare, că sigur e scump, deci uh... Trebuie să facem profitul neapărat de la casa asta. asta era casa, da? Ia, o parcăm aici cu spatele. Să nu zic asta că o parchez într-un loc dubios, că cred că nebunesc. Ia, lasă mașina, deschide repede por Să nu mă vadă ăla. Deschide asta. Ia televizorul. Ia televizorul, o să mă vadă de ăia de pe parte. Nu contează asta, este. Că fugim repede, bagă -t. Mai bag și un obiect? Ia, dacă mai au ăștia ceva electrocasnice mari, le bag și pe alea. Dar, uite, microondele era sau ăla nu se calculează ca și mare, nu. Nu mă lasă. Alt televizor mai vezi? Tablou. Ia, tele... Ia tablou Sunset. Îl ducem și pe asta în mașină, că e obiect mare. Trespassing detected. Bagă tablou, bagă tablou. Mergi. Mergi. Trespassing detected. Mă, încă nu sunt. Fii atent că dacă nu sunt la poliție, eu mai stau. Sun sau nu sunt? Nu sună. Treaba ta, mai băgăm un tablou dacă mai au așa, dacă nu sunt la poliție. Acum sper să nu mă întrec, Că dacă mă întrec s-ar putea să sunește la poliție și să nu mai scap. Dar, ia mă, pe aici avem ceva, nu avem nimic. Uh, nu, absolut nimic. Bine, ăsta cred că e cel mai mare jaf care l-am dat până acum în jocul ăsta, serios, dacă nu. Pentru altceva nu mai am. Uite, am mai avut loc pentru alarma aia să o mai fur. Ia, ce -i asta, mă? Nu știu ce, nu mă lasă să o iau. Niște bani, fii că mai luăm și 15 dolari. Mă, când vine ăștia acasă și vede că au rămas fără toate obiectele, ăsta nu-l mai putem. Bine, nici nu am uh, unele tele pentru el, că le-am lăsat în mașină. Mă, da, un tablou nu mai am. Am luat cam tot, am cam golit pe ăștia. Gen, loc în inventar nu mai am, deci ar fi degeaba. Altceva, ff, cam atât au fost, sincer să fiu. Tablou? Ah, nu te-am văzut. Am... E cineva în fața casei. Pleacă de acolo. Uitați-vă pe... Pe ăsta m-am speriat la mașină, vedeți? Acolo pe minimap. Ia tablou repede. Încape și asta în pe trespassing. Nu mai incape, e prea mare. Lasă-l pe asta, ia-l pe la mic. Take. Ia-l pe la mic, del l pe asta jos și bagă-l pe asta mare, pot? O încăpută asta mare, bun. Ne-am cărat. Bă, nu știu de ce nu sunăște la poliție, cu toate că ce detected. Până acum, gen, în episoadele anterioare sunau la poliție, bă, fără pentru nimic. Lăsa mașina într-un loc dubios, pentru nimic sunau la poliție. Hai la domnul Ponshop. Vindem televizorul și tabloul. Și obiectele alea, gen, am luat vreo două telefoane, trei, am luat console, am luat chestii, ale le vedem data viitoare, să vedem câți bani facem. Acum vinem obiectele mari, pentru că episodul e deja cam lung. Mă, mi se pare... Asta e televizorul și tablou. Mă, eu am băgat și tablou una. A, l-o băgat de desubt. Bun, doamne, m-a speriat. Am zis că nu mi au luat tablou. Ia, aruncă-l pe jos un pic, așa. Ia uite pe Gigel Welcome back, Welcome back. Vezi Gigel că ți-am adus Și tu n-ai acasă așa ceva Ai grijă Gigel Ia uite-l Cât îmi dai pe el Zi 700 700 pe un televizor e ok 10 pe tablou ăla Mă dar numai 10 Serios Ia uite pe consolă luăm 700 Pe tastatură luăm 100 Pe A, tableta asta Iupet că E de A nu Deci asta trebuie să Mergem acasă să o hecuim Înainte să o putem vinde și o să luăm 600 Și până acum avem 4800 Bă, deja suntem pe profit Plus telefoanele, plus ce mai am acolo Fii atent că acolo mai am lot mai am un telefon, mai am mai multe chestii, dar le vindem data viitoare că e episodul lung. Bun, deci sper că v-a plăcut, bă, până la urmă am luat vreo cât, am luat țeacă de vreo 2, cât 4-5 ori în episodul ăsta, pentru că două, gen, n-am putut să furăm mașini, n-am putut să furăm de la bogați, după aia am luat țeacă cu ușa, am luat țeacă cu geamul pe acolo, nu știu, foarte multă țeacă în total. Dar oricum, văd că până acum suntem pe profit, am pornit la jaful ăsta ultimul cu 4.100, -4100 parcă, avem 4.800 de plus ce mai avem de vândut în storage la mașină, dar le vindem data viitoare. Sper că v-a plăcut și, cum am mai spus, ne vedem data viitoare. Pa, pa!